București a câștigat Cupa Elitelor U17 după ce a învins în finală de la Mogoșoaia pe AFK Cixereda Miercureaciuc cu scorul de 3-0. Elevii lui Cătălin Dănilescu și Sorin Călinescu au dominat jocul în marea sa parte, iar la final s-au bucurat alături de familie și suporteri. Scorul a fost deschis în minutul 17 de Andrei Cristea, la capătul unei superbe acțiuni de atac. A fost unul dintre cele mai frumoase momente ale mele și mă bucur că am putut marca în această finală. Intrat foarte bine după pauză, Ștefan Bold a dublat avantajul formației noastre în minutul 66. Simt o bucurie foarte frumoasă. Alături de echipa mea ne bucurăm aici cu toții că am câștigat trofeul. Robert Radu a pus punct emoțiilor în minutul 75, iar fiesta roșalbastră putea începe. Cu echipa, alături de familia mea și mă simt foarte bine că am marcat. Capitan al Stelei, în lipsa suspendatului Hussein Shehait, Răzvan Florea a fost declarat cel mai bun jucător al finalei. Sunt fericit că am câștigat meciul de astăzi, mai avem încă două finale de câștigat, ne-am calificat în Supercupă. Și înseamnă foarte mult pentru mine că am obținut și jucătorul final, însă am vrut să-mi ajut echipa cât mai mult, nu să ies eu în evidență cu ceva. La final, antrenorul Cătălin Dănilescu a fost purtat pe brațe de elevii săi. Sunt foarte fericit. În primul rând vreau să felicit adversarii mei. Și pentru mine ca pentru mine, dar eu sunt mândru de acești copii minunați care au muncit și îmi găsesc greu cuvintele, sunt foarte fericit. De la începutul sezonului, propriul meu obiectiv a fost cupa și campionatul. Să reușim să obținem și locul întâi în finala campionatului. Martori sunt acei jucători și puterea de muncă și absolut tot ce a fost a venit de la ei. Mult am alergat după acești jucători, iar acum a venit ziua în care să fiu mândru.